Suntem gata? Bună dimineața! Bine ați revenit la sediul de campanie a misiunii Promolex de monitorizare a legilor. Astăzi suntem în data de 15 noiembrie. Are loc turul 2 de scrutin a legilor pentru funcția de președinte a Republicii Moldova. Tradițional vom avea două briefinguri, conferințe de presă, aceasta de la orele 9:30 și ulterior la orele 14:30 următoare. După ora 19:30 și după orele 21:30 vom plasa pe pagina web a Asociației Promolex comunicate de presă cu referire la constatările observatorilor pe care le colectează, adică informații despre care colectează observatorii din teritoriu. Repet, noi beneficiem, misiunea Promolex beneficiază de suportul financiar și tehnic oferit de partenerii noștri. În primul rând este vorba de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională USAID, Fundația Soros Moldova, Consiliul Europei și asistență tehnică pentru traducere și transmisiunea acestor evenimente publice din partea colegilor noștri de la Platforma Europeană pentru Alegeri Democratice, EPD. Legat de prezentul comunicat și prezenta conferință de presă, țin să subliniez că la momentul de față, către orele 9:00, misiunea a recepționat 105 semnalări de incidente din partea observatorilor. În acest comunicat, fiind incluse 62 situații și incidente care au fost, s-a reușit a fi prelucrate de colegii din echipa de analiză. În comparație cu primul tur de scrutin, numărul de incidente și semnalări raportate de observatori este în creștere. La aceeași oră, în primul tur de scrutin, au fost recepționate 64 incidente și prelucrate de către colegii din echipa de analiză și 35 de incidente. Legat de structura misiunii în ziua alegerilor, câteva date generale. Noi avem în secțiile de votare 608 observatori statici care monitorizează procesul electoral de la deschiderea secției de votare până la totalizarea rezultatelor, numărarea voturilor și totalizarea rezultatelor. În afară de aceasta, avem 42 observatori statici care monitorizează procesul electoral în cele 42 de secții de votare unde votează alegătorii din regiunea transnistreană. Suplimentar, noi avem 61 de observatori statici în 61 secții de votare amplasate peste hotarele țării. Comparativ cu primul tur de scrutin, avem în acest sens mai mulți observatori peste hotare. Și în ultimul rând, reieșind din incidentele care au avut loc în primul tur de scrutin, noi am delegat 4 echipe mobile de observatori care au fost instruiți suplimentar în domeniul monitorizării întrunirilor. Și acești observatori, aceste echipe sunt amplasate la imediata apropiere de punctele de trecere peste Nistru, așa încât să vedem dacă sunt careva incidente la aceste puncte. Legat de activitatea și informații generale despre deschiderea secțiilor de votare, observatorii noștri au raportat diverse incidente care au avut loc. Totuși, ceea ce se atestă la această etapă, un
interes se pare mai pronunțat și rânduri un pic mai mari comparativ cu primul tur de scrutin la mai multe secții de votare de peste hotarele țării și acolo unde votează alegătorii din regiunea transnistriană. Am observat colegii noștri din echipele instruite pentru monitorizarea întrunirilor publice aglomerații nesemnificative până la 50 de persoane la anumite puncte de trecere, care la această etapă doar fixează automobilele care trec, adică nu există careva întruniri în sensul în care să protesteze față de ceva sau în susținerea anumitor viziuni. Legat de acest comunicat de presă, vreau să trec în revistă constatările nominale. Dacă vorbim de accesul restricționat pentru observatori în cinta secției de votare, cu regret avem o astfel de situație înregistrată la secția de votare 16-1 Iedeneț, observatorului fiind restricționat atât observarea liberă a procesului în secția de votare, cât și i-a fost interzis de președintele biroului să filmeze și să facă fotografii, chiar dacă acestea sunt generale și nu pun în pericol securitatea și secretul votului și datele cu caracter personal ale persoanelor. Sperăm că aceste incidente să nu se repete și observatorii să aibă posibilitatea să monitorizeze liber procesul electoral. Cu regret, sunt destul de multe incidente legate de deficiențe în funcționarea SIAS alegeri, înregistrate 13 cazuri, care sunt de diferit fel. Fie este sau a fost imposibilă conectarea la SIAS alegeri de către operatori, fie în anumite intervale de timp din cauza conexiunii slabe la internet nu s-a reușit. Astfel de incidente au avut loc în următoarele secții de votare atestate de către observatori. Secția de votare 105 Chișinău-Buiucani, 198 Chișinău-Râșcani, 1-7 Chișinău-Botanica, 12-28 Criuleni-Măgdăcești, 403 Anenii-Noi, 18-026 Florești-Cunicea, 1-107 Chișinău-Buiucani, 25-40 Orhei-Furceni, 10-7 Căușeni, 10-2 Căușeni, 32-31 Ștefan Vodă-Talmaza, 10-36 Căușeni-Plopștiuvei și 32-10 Ștefan Vodă-Ciobărciu. Câteva situații izolate de prezență a afișajelor, panourilor electorale în apropiere sau mai aproape de 100 de metri de secție de votare. Astfel de situații au fost atestate în secție de votare 32-1 Ștefan Vodă, 29-9 Soroca, 31-1 Șoldănești și 32-30 Ștefan Vodă Talmaza. Câteva situații izolate de prezență nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta secției de votare sau în imediata ei apropiere, adică la o distanță mai mică de 100 de metri. Astfel de cazuri au fost atestate în secția de votare 7-11 Cahul, 18-2 Florești, 18-23 Florești cu Hurești de Sus. Situații de care cumva sunt în contradicție cu acele prevederi în ceea ce privește filmarea procedurilor de deschidere a secțiilor de votare, fie nu au fost filmate procedurile, fie nu au fost întrerupte la data sau la ora, cer scuze, în care urma să fie finisată această procedură. Atestate de către observatori 8 cazuri în total, la următoarele secții de votare,
secția de votare 1/192 Chișinău-Râșcani, 1/100 Chișinău-Buiucani, 37/11 regiunea Transnistriană Neninoi-Varnița, 20/2 Hâncești, 36/40 Utac-Cazaclie, 11/2 Cimișlia, 27/25 Râșcani-Heliuț și 27/15 Râșcani-Braniște. Două cazuri atestate de observatori de agitație electorală sau PR negru în perimetru sau chiar în incinta secției de votare. Secția de votare 1/87 Chișinău-Buiucani, secția de votare 6/2 Briceni. Dar se pare că la ambele situații au intervenit prompt funcționarii electorali. Cu regret, destul de multe cazuri de sigilare necorespunzătoare a urnelor de vot, adică cu mai puține sigilii decât este necesar și cât este prevăzut de către regulamentele și instrucțiunile Comisiei Electorale Centrale. În total atestate 19 cazuri. În următoarele secții de votare, 1/19 Chișinău-Botanica, 1/100 Chișinău-Buiucani, 1/199 Chișinău-Râșcani, 1/221 Chișinău-Râșcani, 37/38 Regiunea Transnistriană Rezina, 37/22 Regiunea Transnistriană Creuleni, 1/3 Chișinău-Botanica, 33/8 Taraclie-Tvardița, 36/4 Utagă-Găuzia-Comrat, 1/154 Chișinău-Ciocana, 1/9 Chișinău-Botanica, 1/411 România-Galați, 13/25 Dundușeni-Târnova, 35/8 Ungheni, 10/4 Căușeni, 27/1 Râșcani, 27/2 Râșcani, și secțiile de votare 6/2 Briceni și 18/22 Florești, Cuhurești, Disus. Legat de transportarea organizată a alegătorilor, la această etapă încă nu este complicat să venim cu anumite constatări. Se atestă un flux sporit de automobile, dar încă nu putem vorbi la această etapă de traversare sau utilizarea celorlași automobile de mai multe ori, dar cu siguranță vom urmări și aceste aspecte ale procesului electoral. Primele cazuri de deficiență în listele electorale, secția de votare 1/218 Chișinău-Râșcani, aici situația un pic mai stranie, un alegător a observat că în liste de bază era semnat că ar fi votat în primul tur de scrutin. Persoana afirmă că nu a votat. În supliment, ștampila votată se pare că lipsește. Repet, 1/218 Chișinău-Râșcani. Secția de votare 1/228 Chișinău-Râșcani. Persoana a observat includerea în listele electorale unei persoane decedate. Primele cazuri de încălcare a secretului votului prin fotografierea buletinilor de vot sau prezentarea acestora în public, 4 cazuri atestate de observatori, secția de votare 1/100 Chișinău-Buiucani, 1/261 Chișinău-Sângera, 1/100 iarăși Chișinău-Buiucani la alte ore, secția de votare 1/11 Chișinău-Botanica. Cu regret și primele cazuri de nerespectare a măsurilor de protecție și prevenire COVID-19, 3 situații atestate de observatorii Promolex în următoarele secții de votare, 1/292 Chișinău-Stăuceni, 18/23 Florești, Cuhurești, Disus, 32/33 Ștefan Vodă, Volintieri.
Și o situație de deconectare a energiei electrice, secția de votare 13/25, Dondușeni, Târnova, pentru o perioadă de circa 20 de minute. O situație tot de nerespectare a secretului vot, secția de votare 32/3, Ștefan Vodă, aflarea a mai mult de o persoană în cabină, soț și soție. Și o situație care este examinată la această etapă de funcționare electorale, 32/10, Ștefan Vodă, Ciobârciu, în cabină de vot a fost lăsat un buletin cu ștampila de vot aplicată, dar se pare că această situație a fost gestionată deja de funcționare electorale. Cam astea sunt primele informații raportate de observatorii Promolex către orele 9:00, încă o dată reiterez, și care au fost, care s-a reușit să fie prelucrate de colegii noștri din echipa de analiză. Dacă nu sunt întrebări, eu vă aștept și vă invit la următoarea conferință de presă, care va avea loc la orele 14:30 în aceeași sală. Urez o zi bună și sper să ne revedem la orele 14:30. Mulțumesc pentru atenție!